Ziua maghiarilor de pretutindeni este marcată și anul acesta în Sălaj, separat de cele trei partide politice ale etnicilor maghiari. Duminică, simpatizanții din județ ai Partidului Popular al Maghiarilor din Transilvania au depus coroane de flori la obeliscul amplasat în incinta Bisericii Reformate și la statuia baronului Veselin Micloș, timp ce simpatizanții Uniunii Democrate a Maghiarilor din România vor marca evenimentul marți, 15 martie. Ziua maghiarilor de pretutindeni este marcată în fiecare an în majoritatea localităților cu populație maghiară din Transilvania și implicit și din Sălaj, cu această ocazie fiind comemorați eroii din timpul Revoluției Ungare de la 1848-1849. Așa cum ne-am obișnuit în ultimii ani, marcarea evenimentului este sărbătorit în județul nostru separat de UDMR și PPMT, în timp ce membrii celui de-al treilea partid maghiar din țara noastră, Partidul Civic Maghiar, nu au dorit să participe la manifestările organizate de niciuna din cele două organizații, deoarece s-au simțit invitați doar din complezență, după cum a declarat pentru Regio TV Transilvania Pop Lajos, președintele filialei Sălaj. Primii care au marcat în Sălaj ziua maghiarilor de pretutindeni au fost în 2016 simpatizanții Partidului Popular al Maghiarilor din Transilvania. Duminică, după slujba religioasă de dimineață a preotului Lucaci Levente, simpatizanții PPMT Sălaj s-au adunat în grădina Bisericii Reformate, unde au depus o coroană de flori, după care s-au retras la statuia baronului Veselin Micloș, unde Cui Jolt, directorul de partid al PPMT Sălaj, a citit mesajul premierului Ungariei, Victor Orban, și au depus și aici o coroană de flori. 15 martie reprezintă pentru toți ungurii din lume, deci nu numai pentru cei de pe teritoriul Ungariei de astăzi, o zi deosebită. Atunci a izbucnit Revoluția de Eliberare de sub dominația habsburgică a Ungariei. Atunci s-a ridicat și rezolvat problema iobăgiei. Atunci s-au introdus noutăți, modernizări în ceea ce privea societatea feudală al Ungariei. Noi în fiecare an încercăm să comemorăm evenimentele din 1848-49, dacă se poate, în fața statuii lui Veselin, pentru că el a fost unul din personalitățile care au îmbrățișat ideologia liberală de pe acea vreme și care, de exemplu, a eliberat iobagii care aparțineau, știu eu, averii lui. El a fost unul din acele personalități care știa, cunoștea că libertatea nu poate fi numai a unui popor, ci a întregii omeniri. Este un bun universal. Simpatizanții și membrii UDMR Sălaj vor sărbători ziua maghiarilor marți, 15 martie. Marcarea evenimentelor debutează cu o expoziție la Centrul de Cultură și Artă a județului Sălaj și continuă de la ora 18 cu un spectacol organizat în incinta Casei de Cultură a Sindicatelor Zalău, după care în jurul orelor 20:30 va avea loc obișnuita retragere cu torțe și depunere de coroane și jerbe de flori la statuia baronului Veselin Micloș.